Salutare băi și bine pare găsit la un nou episod din seanța de Diamond Club. Înainte să începem acest video, te-aș ruga să apeși butonul acela de like, să strângem 50 de like-uri. Hai să încercăm să strângem 50 de like-uri. Nu știu dacă e posibil să strângem atâtea like-uri, dar hai 50 de like-uri, pentru că astăzi o să trolez cel mai bogat player de pe server. Adică, bogat însemnând că are cele mai multe iteme. Hai să mă știu pe două ceancuri ca să n-am dat. Cine este acest player, poate vă întrebați? Da, e chiar Larkot. Larkot a stat cel mai mult pe serie, bănuiesc că are undeva la 50 de ore, 60, habar, n-am bine, poate exagerez. Înțeles, băi, are foarte multe ore și m-am gândit astăzi, dacă mi-a rămas atâta sen, bine, mi-a mai rămas mai mult, dar am zis că atâta ajunge, haideți să îi facem un prank. Ce o să facem noi astăzi? O să mergem la el acasă, și de fapt nu la el acasă, la el pe insulă, mai exact. Și o să-i punem semn peste tot, în portal, sub portal, la enchanting, în casă și mai ales la camera secretă a abonaților. Mulți nu știu unde e camera lui a abonaților, pentru că încă n-a fost niciun abonat și nici nu o să pună, pentru că o să-i umplem camera de semn. Totuși sper că Larkot să înțeleagă că acesta a fost un prank și ca să nu fie vreo surprise sau ceva, o să-i pun 3 diamante într-un cer și o să-i pun pe sign, a fost un prank, nu te supăra. Știi? Și o să-i spun că și eu n-am băgat. Totuși eu nu m-aș supăra dacă mi-ar face un prank. Bine, depinde și cât de grav e prank-ul, că dacă îmi vine cu TNT și mi-a bubuit toată casa și mi-a pierdut toate itemele, acesta nu mai e prin deja. Și, ok, hai să mergem, am așteptat să facă cartofi ori ăștia să mâncăm și noi, chiar dacă i-am luat de la el, sunt un nesimțit. I-am luat cartofii, omul n-a zis nimic, bine, nici n-a văzut că i-am luat, dar nu contează. Și acum eu mă duc să-i distrug casa. Distrug ce are, tot ce are. Ce părere aveți, băieți? Îi distrug tot ce are. Ok, haideți să, unde, nu știu unde să punem semnul cu ăsta ca să se vadă. O să-l punem, cred că aici la intrare. Ar fi ce mai ok să-l punem. Punem diamantele aici. Cum așa. A fost un prank. Virgula. Nu te supăra. Vai, Andrei. Bun, hai să punem, acum luăm sandul. Haideți să, ok, cred că e noapte, da, e noapte, să ne culcăm și la el în casă, că, na, ne culcăm și la el în casă, noi suntem nesimțiți, frate. Săracu om. Sper totuși să nu se supere, chiar sper să nu se supere, sper să nu te ia, perfect. Ok, hai să începem să punem niște sand pe aici. Așa, uite așa, să-mi prind chestia asta de sand. El are o casă foarte mică. Aici nu știu ce are să fie, o mină ceva. Aba, ne-am dat o bucată de semn. O să-i las mina în pace. Ce mișto. Hai că nici nu pun ceva material, n-aș putea. E nesensiv. Asta e ceva așa, că m-a dat afară din casa lui. E răzbunare! Mergem și pe aici, pe lângă portal. Uite, să-ți acoperim portalul de nisip. Nu e mai așa decât să-ți acoperi cineva portalul de nisip. Oricum, acum câteva zile a fost grifat serverul și când am fost în compă cu ăștia, a zis că când am întrebat de prank-uri, a zis că dacă e un prank ok, nu știu, să-i pui niște materiale pe insulă, a zis că e ok. Deci fix asta a spus, că dacă îi pui ceva pe insulă așa, nu e nimic, dacă e o bubui sau îi pierzi itemele, e ceva grav. De aceea acest lucru nu o să pățesc nimic, sper, nu o să pățesc nimic, habar n-am. Plecăm pe aici, peste tot. O să vreau să las așa mai descoperit chestul ca să se vadă. Pe totuși nu intre pe server, că am văzut că e online și nu știu ce se joacă și mie că intră pe server acum și mă prinde în flagrant și belez cartofi. Enchanting table din nisip. Mamă, crezi că acela e largă, că din beacon-ul ăla e largă, nu mai se perie. Și vă dați seama că sunt murdar pe conținută. Ok, mai avem spune și aici. Nu știu de-am luat ăsta, uite-am primul ăsta. Cred că l-am luat din greșeală, nu știu, o să-i pun înapoi la...
pune în chest. Uite-mi frame-ul ca... la pui mei. Nu știu de unde l-am luat chestia asta, chestia că nu știu de unde l-am luat. Și o să-l ia din chest de acolo și probabil o să observe. Și acum, băi, asta e camera lui cu abonat. Adică, de exemplu, dacă vii aici, că tot obiectul să vii aici pe Instagram, știi, nu ai cum să-l vedeți, nu se vede, nu e vizibilitate. Știi, dar mie mi l-a arătat. Și aici este, mi-a dat asta sală. După cum vezi, am muncit incredibil de mult la această sală, deci incredibil de mult, știu cât am muncit, a făcut și sign-uri. Și da, haide să trecem la treabă. Pac, 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 pac. S-ar putea să-mi facă și mie un prank înapoi și o să-l aștept bucuros prank-ul acela. Adică oricum nu am ce să postez de aici. Larg-o, hai cu prank-ul al... și cu prank-ul tău. Nu știu, chiar o să vreau să văd episodul, probabil o să filmeze chestia asta când o să repare. Trebuie așa să-i văd episodul lui Larg-o. Nu vreau să-i stric ăsta. O să-i pun așa găurita. Nimic dubios aici, nu, nu, nu. Ne punem niște țipă acum pe aici. Nu știu ce avea acolo jos, mine ceva, și dar nu vreau să-i spun și pe aia, că deja aș fi de mine, simțit dacă știu. Și pe toate insulele am pus nisip. Probabil dacă o să-i cer vreodată nisip, nu o să mai îndea. Asta-i Porcinia și Virginia. Bă, dar nu vreau să le fac tu pe ele, stai că n-am spus. Eu așa ne știu, iau 4 bucăți de dărg. Nu, am căzut la ele. Nu, 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 stai, poate mă, poate poate scăpăm să soasele. Eu pun așa. Așa. Perfect, 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 perfect. Mamă, cum arată totul. Nimic nu mai e intact pe aici. Nu știți că e partea bună când n-ai nimic, adică cum am eu, n-ai nimic pe insulă decât camera One și cadata, nu prea ești să-ți gripeze. Știi? Deci eu cam stau chill. Așa, nu, place, pe microfon. Nu, suntem copii răi. Suntem copii buni. Așa, și cam asta-i prank-ul, băieți. Ha. Sper totuși să nu se supere. Hai facem și o poză, hai să facem și o poză. Am și eu nevoie de niște blocuri, astea să luăm și eu și niște blocuri de el. Dar n-am cum să ajung la el în casă, stai. Hai mă duc să iau de la asta repede două blocuri. Nu v-ați zic aici. N-ai, nu cred că se moare pentru 4 cabluri sau ceva de genul. Mamă, mamă, și facem și noi tamile acolo, legit, foarte mișto. Oricum, mi-a ieșit foarte bine, mi-a ieșit chiar extrem de bine. Mă gândeam că nu o să mai ajungă stand-ul ăsta, știi? Și că o să pun în prostie eu. Pe prin niște locuri și pe care astea să le să mut sandu, știi? Că atunci dacă aș fi pus mai mult de 10 stack-uri, cât am avut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, mai mult de 9 stack-uri, cred că aș fi exagerat, știi? Și de-aia am zis. Oricum, nu e chiar așa de mult de spart, e, na, dar el are diamant o grămadă, deci face o lopată. Mi-a dezvăluit, eu și 4 de asta, ca bă, nu te superi, oricine fie aici, adică nu te superi. Cred că... Mi-am spus vreau adică să fac un tamir și-o legit și ați și cabalul ăla acolo. Da, nu-l doare mâna să-ți pară. Și oricum spunea că nu prea mai are el ce să facă pe seria asta. Ce că l-am auzit odată într-o compă. Eu oricum nu prea întrebe cu compele lor, eu îi las pe ei să vorbească între ei, nu prea mă bag. Stau mai mult acolo să mai au și ce mă vorbesc cu ei, știi? Știu că într-o zi a zis el că nu prea mai are ce să facă pe aici. Uite mă, ți-am dat treabă la Arcot. Să-ți par pe aici. Să facem și noi asta mai mare. Nu vreau să prind și ferma că după nu mai... Perfect.
În moment, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Eu am fost Andrei și ne vom vedea data viitoare. Salut!